Inaugurare cu mult fast, scara de granit ce duce spre Parcul Valea Morilor a fost lansată oficial. Nu au lipsit oficialii, fanfara și panglica. Aceasta a avut culorile tricolorului, mai ales că banii pentru renovare, aproape 1 milion de euro, au fost oferiți de Primăria București sub formă de grant. Vă zic cu fermitate și cu certitudine că scara noastră este mult mai frumoasă ca scara de la Odessa. Solemnitățile au început cu o conferință de presă. Chiar dacă nu am răspuns la întrebările jurnaliștilor, primarul interimar al capitalei i-a dăruit omologului român o farfurie în stil tradițional și o pungă în care se aflau și sticle. Ulterior, cei doi primari s-au îndreptat spre scara de la Valea Morilor, unde, sub acorduri de fanfară, au tăiat panglica tricoloră. Tot ei au fost primii care au pășit pe treptele inaugurate. Au coborât fiind acompaniați de muzica unui vals compus de Eugen Doga. Am urcat atunci când erau și m-am împiedicat, sincer să fiu. Acum 2 ani când am venit, am văzut cum arătau și acum chiar mă bucur. Pe scări a fost amenajată și o expoziție fotografică dedicată orașului Chișinău. Lipsea doar panta de acces pentru părinții cu cărucioare și persoanele cu deficiențe locomotorii. Unghiul de înclinare care există la ziua de azi nu permite ca această pantă să fie instalată. Cred că anul viitor în Consiliu să discutăm și problema respectivă. Proiectul inițial și așa a fost majorat cu 3 milioane de lei. Scara renovată a fost lăudată de unii trecători. Nici nu știu câți ani, deci am visat să fie aici o regulă, o frumusețe, fiindcă eu lucram, mă duceam la lucru pe scările astea, mai mult de 10 ani am mers, în fiecare dimineață. Mă cred că am 70 de ani, dar fericit ansamblu în toată ziua pe scările astea. Mulțumiți că au scos-o în capăt muncitorii care au lucrat mai bine de un an la amenajarea scărilor și au făcut câte un selfie. Eu cred că o să rezist foarte mult, fiindcă aici e beton armat, adică și în pereț și la trepte, adică peste tot. Reconstrucția scării de granit a fost posibilă datorită unui grant în valoare de 920.000 de euro oferit de București și Consiliul Municipal Chișinău a alocat 3,5 milioane de lei pentru o serie de lucrări aferente construcției. Treptele din Parcul Valea Morilor au fost construite în anul 1970 și de atunci nu au mai fost renovate.